venim și ne închinăm. Ne închinăm cu tot ce suntem, ne închinăm cu tot ce avem. Ne închinăm pentru că Tu ești Dumnezeu, Tu meriți gloria și slava. Și să spunem așa ca și David, cum recunoștea el, a Ta, Doamne, este mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava. Căci tot ce este în cer și pe pământ este al Tău. A Ta, Doamne, este domnia, căci Tu te înalți ca un stăpân mai presus de orice. De la Tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. Mâna Ta este tăria și puterea și mâna Ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Și cred că și în seara aceasta, aici, în locul acesta, Dumnezeul nostru are autoritate deplină. Haideți să ne închinăm înaintea Lui. Să o facem așa cum am spus și în cântare. Doamne, venim înaintea Ta. Ne aducem aminte de toate binecuvântările Tale. Nu vrem să uităm niciuna din ele. Dumnezeul nostru, Tu ești pentru noi un Dumnezeu care nu lipsești niciodată nevoi. Să-i mulțumim și să rugăm ca seara aceasta să o facă o seară care să o petrecem înaintea Lui, în harul Lui, în închinare înaintea Lui, în părtășie sfântă cu El. Ne închinăm înaintea Domnului și ne rugăm în scopul acesta. Amin. Vă invit să reocupați locurile cu respect. Doresc să vă binecuvintez în numele Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Domnul să facă și în seara aceasta
o seară de părtășie sfântă, când să putem petrece împreună înaintea Lui, închinându-ne, aducându-I slavă, glorie și cinste și totodată să ne rugăm Domnului, aducând problemele noastre înaintea Lui. Sigur, vă felicit pentru că ați răspuns și în seara aceasta. Domnul să vă răsplătească pentru faptul că v-ați dat interesul și suntem împreună la închinare. Ați venit, de fapt, după cum ați reținut de ieri, la locul de întâlnire. Spun locul de întâlnire ca să întăresc ceea ce se spunea aseară. Într-o zi, Ilie i-a vorbit Dumnezeu și a zis: mănâncă pentru că ai de făcut un drum lung. Unde, Doamne? Să mergi să stai înaintea Domnului. Și a trebuit să meargă 40 de zile și 40 de nopți ca să-i vorbească Dumnezeu. Dar cine l-a trimis? Nu Dumnezeu? Dumnezeu putea să-i vorbească acolo unde i-a zis: scoală-te, mănâncă și du-te. Dumnezeu putea să-i vorbească, dar Dumnezeu a avut un loc unde voia să se întâlnească cu Ilie. Uitați-vă să vedeți de-a lungul istoriei, în cuvântul lui Dumnezeu, câte cazuri similare găsim, în care Dumnezeu îi spune lui Iacob, de exemplu: scoală-te, du-te la Betel și acolo să-mi zidești un altar și să-mi aduci arderi de tot. De ce nu unde era? Dumnezeu are planurile Lui și scopurile Lui. Într-o zi îi spune lui Simeon, bătrânul: du-te la templu că azi împlinesc făgăduința față de tine, aceea care ți-am promis-o de mult, pe care o aștepți. A sosit mângâierea lui Israel. Domnul să ne ajute să înțelegem că ori de câte ori El ne cheamă într-un loc, are ceva special pentru noi, care nu împărtășește cu noi nici acasă, nici în alte locuri unde ne convine nouă, ci unde ne provoacă El. Deci fiți bineveniți la casa Domnului și în seara aceasta și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. În seara aceasta programul muzical probabil va fi mai scurt, dar Dumnezeu să fie înălțat și prin cântare și prin atitudinea noastră în timpul ascultării cuvântului lui Dumnezeu. Poate nu toți participăm să cântăm. Bine ar fi să o facem, mai ales atunci când sunt cântări în comun. Poate nu toți participăm atunci când se predică, măcar că bine ar fi să fim atenți. Dar atitudinea noastră îl slăvește, îl înalță pe Dumnezeu sau poate să-L necinstească. Domnul să ne facă în seara aceasta conștienți că suntem înaintea Lui, că în locul acesta trebuie să-I aducem lauda și cinstea care îi se cuvine. Domnul să ne binecuvinteze. Corul va slăvi pe Domnul cântând. După cântarea corului, tinerii cântă pentru slava Domnului și după cântarea tinerilor, toți împreună cântăm pentru slava Domnului. În timpul acestei cântări în comun, dăruim Domnului darurile noastre de bunăvoie. În serile precedente, știți că s-a amintit că acea colectă care se va strânge în aceste seri va fi destinată pentru lucrarea condusă de Biserica Betel în București. Și dorim ca Dumnezeu să dea succes, Dumnezeu să dea binecuvântare și lucrarea de acolo să fie parte din lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Dumnezeu să lucreze și în privința aceasta. Deci să nu uităm să fim cu mâna deschisă. Ce putem dărui în seara aceasta, nu lăsăm pentru mâine seară. Pentru că Dumnezeu rânduiește faptele în care să umblăm. Închipuiți-vă că fiecare zi trecută nu mai poate fi întoarsă înapoi. O faptă care o putem face astăzi nu se mai repetă mâine. Mâine va fi alta poate ca ea. Dar aceea de astăzi trebuie să o facem astăzi. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Și după cântarea în comun, sigur, Domnul să binecuvinteze pe fratele păstor Florin Ianovici, ca și în seara aceasta, să aibă un mesaj din partea Domnului. La fel va avea și mâine seară. Nu-i dăm răgaz. Ne-am gândit că sunt 6 zile lucrătoare și numai 7 de odihnă. Și la noi doar de 3 zile, așa că nu-i vine rândul acea de odihnă. Domnul să-l binecuvinteze și să-l întărească și în seara aceasta. Amin.
Domnul vrea la oaste numai luptător, luptă, nu da înapoi. Chiar de soarele și luna printre nori, luptă, nu da înapoi. Vei primi răsplata și cerești comori, până atunci pe care vor fi spin și flori. Premiul îl primești doar în ziua de-apoi, hai luptă, nu da înapoi. Yeah.
Astăzi când voi o scădu, Dumnezeu e stăpânul vieții mele, El e Domnul meu. Cine pe pământ, cine în cerul sus, e ca Domnul meu, e ca Domnul meu, Iisus. Am în lumea largă neajutorat, dar când m-a găsit, El m-a săturat și mi-a dat să beau, El mi-a dat să beau din harul Său. El e fântâna cu ape vii, ce fericit sunt cu Domnul meu. Nicăieri în lume nu-i altul ca și El. El e mai de preț decât tot ce am. El e slava mea, e comoara mea. Limpede
și sfânt. Niciodată El nu va seca și voi bea din El, eu voi bea din El mereu. El e fântâna cu ape vii, nimic în lume nu-L poate înlocui. Sunt ca de veacuri păstorul meu, râul vieții te-a purul Dumnezeu. El e fântâna cu ape vii, nimic în lume nu-L poate înlocui. Păstorul meu, râul vieții, de-a purul Dumnezeu să vă binecuvânteze. E, haideți că se poate mai vioi. Domnul să vă binecuvânteze. Aș vrea să vă rog respectuos să vă ridicați. Și haideți cu bucurie să ne salutăm unii pe alții. Zâmbiți-vă cu zâmbătul de marți după amiază. Care-l aveți. Cât aveți, atâta să zâmbiți. Dacă vedeți că cineva doarme, scuturați-l mai tare. Dumnezeu fie binecuvântat. Mai aveți puțin și scăpați de mine, gata. Aș vrea din toată inima, iubiții Domnului, așa cum vă spuneam de multe ori, să ne aducem aminte că în această seară aici cu noi este Domnul Iisus. Și aș vrea din toată inima să privim spre El și să ne închinăm Domnului Iisus. Un tătic îi spunea copilului despre Domnul Iisus Hristos și îi citea din cartea Apocalipsei cum Domnul Iisus Hristos spune: iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. La care copilul țuși a plecat din brațele lui. Și tata îi spune: unde te duci? La ușă, zice. De ce? Se deschid Domnul Iisus. Așa mi-aș dori să avem și noi inimă în această seară. Deschisă pentru Împăratul nostru și Domnul nostru. Haideți cu fiecare suflet prezent să-i spunem lui în această seară: ce mare ești Tu, Doamne! Ce mare e mila Ta! Ce mare e tot ce faci Tu pentru mine! Cu toată inima să-i spunem: Tu îmi umpli inima când îți cânt, ce mare ești Tu! Haideți, mireasa Domnului, să cânte mire lui Iisus! Ce mare ești Tu, ce mare e mila Ta, ce mare e tot ce faci Tu pentru mine. Ce mare ești Tu și bunătatea Ta. Și bunătatea Ta.
Ce mare ești.